În ședința ordinară a Consiliului Județean Călăraș, din data de 29 iulie, a fost aprobat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian din Călăraș. Managerul Unității Spitalicești Mihai Bogdan a prezentat consilierilor județeni situația din spital. Acesta a precizat că a obținut alocarea unor sume suplimentare prin contractul cu CAS, introducerea pe lista de investiții a 7 incubatoare pentru copii și înființarea unor posturi pentru continuarea procesului de aducere în standarde de normalitate și performanță a activității din Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian din Călăraș. 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călăraș. Comisia Buget Finanțe a fost favorabil, nu sunt amendamente. Pentru proiectul de hotărâre numărul 12, cine este pentru, abținere sau împotrivă? Pentru? Abținere? Împotrivă? Nu. Directorul spitalului pe aici? Da. Ce face? E repetit. Așa, până vine votul online, o mică explicație, un minut. Hai. În primul rând, am înțeles 12 posturi de îngrijitoare la UPU. Posturi care menționez nu vor fi suportate din bugetul propriu, ci sunt cu finanțare direct de la Ministerul Sănătății. Pentru a crea condiții de curățenie, am obținut aprobarea de la Departamentul de Situații de Urgență, plus modificăm un post de medic primar, radiolog, un medic primar, un medic specialist radiolog, pentru a crește baza de selecție, pentru că medicii primari sunt destul de puțini medici radiologi și atunci mergem ca să putem căuta om care să vină pe acest post. Rugămintele la dumneavoastră, sunteți în contractare cu Casa de Asigurări de Sănătate. Da. Dați-ne și nouă, într-un minut, chiar dacă mai întârzie puțin, ce se întâmplă acum, contractul viitor cu Casa de Asigurări va duce totuși într-o poziție de a putea reduce cheltuielile. Exact. Da. Am reușit prin negociere cu Casa de Sănătate o creștere a veniturilor spitalului față de contractul trecut cu aproximativ 300.000 de lei pe lună, ceea ce înseamnă 36 de miliarde de lei pe anual. Asta numai pe partea de spitalizare, de zi și toate celelalte forme de spitalizare, urmând ca ambulatorul să fie tratat separat, pentru că acolo se aplică alți indicatori. Practic crește, sper, undeva veniturile spitalului la 1 milion de euro anual, acolo ar fi target. Și o informare, urmarea unei licitații a unui spital. Da, din... a fost achiziționat, am făcut o documentare și cu sprijinul Consiliului Județean, din dumneavoastră, a fost achiziționate de la o licitație din Olanda. Din Germania. A fost achiziționate un număr de 147 echipamente medicale de la spitale care au fost cumva restructurate sau mutate de acolo, astfel încât să aducem, să creștem standardul de confort la un nivel optim, cu prețuri mici. Până la 100 de euro un pat. Un pat de spital. Unanimitate. Proiectul de hotărâre numărul 12 privind modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului Județean Dr. Pompei Samarian a fost aprobat în unanimitate.